Salutări, mine mă cheamă Gabriela Kim, sunt în Viena, Austria, acum, data e februarie 17, 2014. Am venit aici cu misiunea noastră din America, God will provide, adică Dumnezeu va purta de grijă, ăsta e numele nostru și vreau să vă spun o mărturisire despre ce Dumnezeu a făcut în viața mea, de unde m-a scos, dar înainte să vă vorbesc, vreau să citesc din Sfânta Scriptură, din Luca, capitolul 15, cu început la versetul 11. El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde s-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Aici mă opresc, o să mai citesc un pic mai mult mai târziu, dar vreau să vă spun viața mea, cum am fost născut și unde am umblat eu pe călile în lumea asta. Am fost născut în Los Angeles, California, în Statele Unite Americii, în anul 1987, în martie 24, și am fost crescut într-o familie creștină. Părinții mei erau foarte credincioși, ne-au învățat o viață bună, cum să trăim, ne-au învățat ce trebuie să facem, ne-au învățat să citim Biblia, să ne rugăm, toate lucrurile din așa, dar eu n-am vrut lucrurile astea, dar am vrut să gust tot ce lumea poate să-mi deie, să-mi ofertă. Și a venit un moment în viața mea când m-am dus și eu în lume. Am avut vreo 14-15 ani și am început eu să fiu într-un grup cu ceva tineri din lume care îi cunoșteam de la școală. Tineri ăștia era mai răi, se ocupa cu drogurile, cu bătăile și m-am băgat cu ei și am început și eu să fac droguri cu ei. Am început și eu să fumez marijuana zilnic, am început să fumez țigări zilnic. Am început cu ei că când am ajuns la 15 de ani, asta deja era o adicție pentru mine. În fiecare zi trebuia să fumez ceva marijuana, în fiecare zi trebuia să am țigări. De acolo s-o duc și când am împlinit 16 de ani, mă duc aminte că a venit un moment când am început să fac cocaină. Am început să fac cocaină cu prietenii ăștia, toți împreună feceam, toți eram uniți unii pentru alții, fiindcă drogurile și viața asta rea, viața de criminal, viața asta ne-a ținut împreună. Așa am simțit, parcă era o familie, parcă noi orice lucru făceam pentru altcineva, banii, dacă aveam unul, toți avea bani. Dacă am avea unul droguri, toți au avut droguri. L-am împărțit cu toți, am avut o unitate prin păcat. Și a venit timpul când am început noi toți să facem cocaină și de la cocaina foarte repede s-a dus spre narcotica, spre pastile din aștia foarte puternice care ne-au condus să facem heroină. Și de la heroină, în momentul când am început să facem heroină asta, noi deja am avut o adicție pentru narcotică, pentru droguri de naștere și nu puteam să trăim fără ele. Noi am început să facem heroină fiindcă era mai ieftină. Și mi-aduc aminte că era de multe ori când drogurile așa au început să schimbă gândurile noastre, au început să ne schimbă cum noi ne purtăm, cum noi ne uităm la alți oameni și ne-am făcut oameni foarte răi și am intrat într-o stare că ne băteam foarte mult cu alți oameni și mă duc aminte de o bătaie care am avut noi toți așa într-un cimitir. Era vreo 30 și ceva de băieți de-a noștri din comanda noastră, din grupa noastră și ne-am început să ne bătem cu un alt grup. Era și ei vreo 30 și ceva de băieți, ei erau americani, noi suntem, mai mulți din noi suntem europeani, ruși, ucrainieni, români și am început să ne batem toți și era foarte grav. Mulți oameni era dat afară complet
knocked out, cum zice în engleză, era pe jos, îi curgea sânge și mă duc aminte că am plecat din locul acela și am avut numai sânge pe mâinile mele. Am avut fist pack, cum se zice în engleză, ceva în mână, am ținut ceva în mână, în amândouă mâini, să nu-mi rup degetele și era plin de sânge și capul mi era tot lovit și am avut tot sânge peste cap și au fost mulți băieți care au fost în bătaia aia, care au avut oasele lor rupte, foarte mulți oameni au fost loviți foarte tare și mi-aduc aminte că mă uitam la mâinile mele, eram undeva și le spălam și îmi spălam capul și nu mă vedeam atât de mult sânge și m-a venit gândul ăsta că Dumnezeu mă păzește, Dumnezeu chiar dacă sunt eu în păcatul ăsta, chiar dacă fac eu toate prostiile așa, toate lucrurile așa rele, Dumnezeu chiar că ascultă rugăciunile părinții mei și mă păzește și nu m-a lăsat să mor. Dar a venit iară că am început iară bătăile cu oamenii ăștia, aceiași oameni care ne-am bătut în cimitir, nu s-au oprit bătaile așa, tot vorbeam cu ei înapoi și s-a întâmplat ceva și ne-a chemat un prieten de-a noi într-o zi, a zis, haida să mergem la o bătaie, o să ne întâlnească ceva băieți acolo cu care ne-am bătut înainte și hai să-i lovim foarte tare și ne-am dus acolo noi toți. Și ne-am dispărțit în două grupuri. Un grup a fost ascuns și noi am mers acolo, am început să vorbim cu ăștia și au venit și ei, au văzut, nu sunt prea mulți, numai 8 sau 10 din noi eram și ei erau vreo 8 și am zis, hai să mergem în spate la building-ul ăsta să începem bătăile noastre. Și ne-am dus în spate acolo și noi sunam pe prietenii noștri și toți am venit și așa ne-am înconjurat pe ei toți și am început să ne bătăm cu ei. Dar câțiva din ei nu au vrut să se bată cu noi și s-au lepădat de noi, au vrut să fugă, noi nu le-am lăsat, dar nici n-am sărit pe ei. Dar pe cei care erau mai mândri, pe cei care erau așa mai aspri, noi am sărit pe ei și am început să-i bătem foarte tare. Și mi-aduc aminte că am văzut un om, numai tot se lovea și era pe perete și lovea și el a picat. Într-un moment el a picat și stătea cu capul, a plecat pe jos și vine unul din a nostru prieten atunci din grupul nostru și a sărit cu călcâiul chiar pe gura lui omul ăsta și numai auz gălăgia care a făcut când capul lui a dat de ciment și așa a sărit înapoi. Și imediat el a început să meargă în seizures, în șoc și era tremura foarte tare și parcă vedeam acolo că noi suntem foarte aproape să-l omorâm pe omul ăsta. Și așa a venit o frică peste mine și ceva îmi spunea, nu vezi unde mergi, nu vezi calea care duci, nu vezi că ești chiar aproape să-l omori pe cineva, ce faceți voi? Și în momentul ăla au strigat cineva afară, vine poliția, hai să fugim. Noi toți am fugit la mașinile noastre unde am fost parcați și am plecat de acolo și îmi aduc aminte că iară Dumnezeu îmi spunea că iară te-am păzit de ceva, iară te-am păzit de o crimă foarte rea și trebuie să schimbi viața, că nu-i destul ce faci, nu-i destul să nu mai trăiești așa, dar trebuie să schimbi viața, că dacă nu te duce spre pierzire, te duce spre închisoare, te duce spre moarte și știam sigur că dacă nu îmi schimb viața o să mor sau ceva foarte grozav o să întâmplă în viața mea și am început să mă gândesc ce pot să fac, unde pot să mă duc să-mi schimb viața, să ies din adicția asta. Dar în timpurile astea, adicția mea a ajuns într-o stare că era foarte, foarte rea, era foarte intensă, era foarte extremă și foloseam foarte multe droguri în timpul ăla. Foloseam sute de dolari de droguri pe zi și am început să vin drogurile, dar nu numai să vind o sumă micuță, dar am început să vind o sumă mai mare. Am început să fac conexii cu niște oameni care știam eu mergea spre Mexico, spre graniță cu Mexico și aducea droguri foarte ieftin de acolo și le aducea la noi și mergeam și mai sus, nord, spre Canada și le vindeam. Că în America, dacă le cumperi în sud, sunt mai ieftine și mai cât de nord mergi, sunt mai scumpe. Și
m-am împrietenit cu oamenii ăștia, iar am făcut conexii cu ei, trăiam cu ei, vindeam droguri împreună cu ei și vindeam mii și mii de dolari de droguri pe zi și făceam foarte mulți bani, dar toți banii ăștia mergea spre drogurile mele. Nu puteam să strâng niciun ban. Am început să-mi vin mașinile care am avut, am început hainele care am avut, orice lucru care am avut, care au avut un pic de valoare, am început să le vin, numai să am bani să pot să folosesc drogurile astea. Și am ajuns într-o stare că am fost prins și m-au băgat în închisoare și am avut două charge-uri împotriva mea cu distribuție de droguri. Și fiecare charge aducea 7 ani în închisoare și mă uitam la 14 ani în închisoare și n-am știut ce să fac și am început să mă rog. Și am început să mă rog ca Dumnezeu să mă scapă de acolo și i-am făcut o promisiune așa lui Dumnezeu că dacă mă scoate El afară de acolo, n-o să mai păcătuiesc, n-o să mai fac droguri, o să trăiesc o viață bună, mă lepe de tot și mă duc și o să fiu creștin și o să am planuri și o să iau un loc de muncă și o să fiu un om bun. Și Dumnezeu m-a scos afară înainte să merg la trial, Dumnezeu m-a scos afară, m-a ajutat să ies afară de acolo. Și mi-aduc aminte când am avut telefonul în mână și banii în mână, când am ieșit afară de acolo, drogurile toate cu care m-au prins l-au luat, dar banii m-au dat înapoi, nu era foarte mult, numai câteva sute de dolari. Și îmi spune, și am ieșit afară și stau acolo și mă uit și mă gândesc ce pot să fac acum. Am două decizii, pot să merg înapoi la droguri, pot să merg înapoi în viața aia sau pot să mă las, pot să mă sân de promisiunea care am făcut-o lui Dumnezeu. Dar fiindcă n-am avut putere în mine, fiindcă nu l-am acceptat pe Iisus Hristos în viața mea, fiindcă n-am avut Duhul Sfânt în mine, am sunat pe un prieten de-a meu și a venit după mine și imediat ne-am dus, am cheltuit sute de dolari pe droguri și iar am făcut drogurile astea, dar după aceea o voce îmi spunea și mă aducea aminte de promisiunea care am făcut-o. Și eu am început să mă uit pentru locuri unde puteam să merg și să mă las de droguri, un centru de reabilitație în America. Și m-am dus la câteva centru americane și stăteam acolo câteva zile, o săptămână și plecam de acolo și imediat mă duceam înapoi la droguri, fiindcă nu golul care am avut în inima mea, în viața mea, nu l-am umplut cu Dumnezeu. Dar a trecut un timp și am auzit de la un prieten meu că este un centru în America, este un centru creștin unde ei nu-ți dă alte pastile, unde ei numai să roagă pentru tine, unde ei are studiu biblic în fiecare zi, unde ei are rugăciune în fiecare zi, unde ei se duc la serviciul de biserici și foarte mulți oameni sunt transformați acolo. Și chiar prietenul meu s-a dus prin programul ăsta și îmi spunea despre locul acela și eu m-am gândit, hai să-l încerc și eu. Am primit numărul de la ei, am sunat acolo după o lună și ceva, am intrat și eu în program. Și mă aduc aminte că în prima dată când am umblat în centrul ăsta de reabilitație, toți băieții care trăia acolo, care era și ei în program, cei care era în slujba acolo, care sunt liderii de acolo, toți au venit, au dat mâna cu mine, m-au zis, bine primit, bine ai venit la noi, la centru, hai, ești acum la noi în familie. Și așa am simțit că oamenii m-au primit foarte bine, am simțit o dragoste acolo care n-am simțit în multe locuri în viața mea. Și vine momentul la prima rugăciune în seara aceea, când noi am început să ne rugăm, eu am simțit prezența lui Dumnezeu. Și așa m-a atins Dumnezeu, eu am vrut să plâng, dar mândria mea și tot păcatul ăsta care tot era în mine nu m-a lăsat și eram foarte mândru și nici nu m-am rugat, nu m-am stat acolo, dar am simțit prezența lui Dumnezeu și am făcut decizia mea că dacă Dumnezeu mă ajută și retragerele de la droguri nu sunt așa rele în locul ăsta, atunci stau. Când eram în lume și mergeam prin retragerile astea, simptomele de retragere, în engleză se zice withdrawals, e foarte greu. Nici, după câteva ore fără droguri în sistem, nici nu puteam să funcționez normal, nici nu puteam să fac anumite lucruri și durează luni sau săptămâni să primești energia înapoi când ești în lume. E foarte greu să te oprești singur.
Și mi-aduc aminte că Dumnezeu foarte repede m-a dat energie, m-a dat putere, am putut să mă joc chiar basket, am putut să mă joc fotbal, am putut să lucru pe acolo. Seara n-am putut să mă culc. Asta e un simptom de la retragere la așa, și seara n-am putut să mă culc pentru foarte mult timp. Dar Dumnezeu m-a dat energie, Dumnezeu m-a scos durerile și m-a dat putere să stau acolo. Și a venit un timp când eu am început să mă duc la rugăciune seara, într-o cameră singur sau cu mai unul sau doi frați. Ne mergeam acolo în rugăciune și vreau să citesc mai mult aici și continuiesc mărturisirea. Băiatul acesta, în povestea asta, el a ajuns într-o stare când trăia fără nimic, o pierdut tot și mâncarea care dădea el la porci, o mânca și el. Și într-o zi el începe să vorbească singur și face o decizie și spune aici în versetul 18: mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argății tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe gruzmazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Foarte interesant aici că și eu așa am făcut. Am venit acolo la centru, am venit la rugăciunile alea, în sările alea și am început să cer iertare la Dumnezeu. I-am început să recunosc păcatele mele în fața lui Dumnezeu. I-am început să-i spun că nu sunt vrednic să fiu folosit de El. Nu sunt vrednic ca El nici să mă ierte. Dar dacă vrea El, eu vreau numai să fiu un slujitor al Lui. Nici nu vreau să fiu cunoscut ca fiul Lui, dar numai să mă iertă păcatele. Numai asta am vrut de la Dumnezeu. Și Dumnezeu a început să mă atingă inima mea. Și veneam în țările alea de rugăciune și mă rugam fierbinte, plângeam foarte mult. Și mi-aduc aminte că într-o zi așa am spus o rugăciune și am zis: Doamne, ia haina asta murdare jos de pe mine, te rog. Spală-mi păcatele, iartă-mi păcatele, ia toate lucrurile așa de la mine, Doamne Iisuse, și dă-mi pocăința ta adevărată, îmbracă-mă cu o haină nouă. Și Dumnezeu, așa am simțit o iertare în seara, așa am simțit că păcatele mele sunt iertate. Și a doua zi după lucrul ăsta, prima zi după ce s-a întâmplat, eram foarte, foarte bucuros, dar a doua zi parcă nu mai am simțit nimic. Nu mai am simțit prezența lui Dumnezeu, nici în rugăciune, nici în cântări, nici în studiu biblic. Era foarte, nici nu știu cum să explic, dar parcă iară simțeam că sunt singur. Și asta a durat vreo 5 zile și am ajuns într-o stare în zilele astea că am vrut să plec de acolo, am vrut să mă duc înapoi acasă, am vrut să mă duc înapoi în lume, am vrut să mă duc înapoi să vin iară droguri, iară să fiu cu prietenii mei ăia răi, să fiu în grupul ăla cu ei, iar am vrut să păcătuiesc, iar am vrut să trăiesc în păcat. Și am făcut idei, am făcut planuri că mă las de tot, mă las de păcat, mă las de droguri, nu mai o să le vind acum, sunt mai șmecher acum, nu o să fiu prinț acum, o să pot să fac toate lucrurile astea și o să fac mulți bani și o să trăiesc o viață așa. Și vin la biserică într-o vineri seară, m-am ridicat acolo și am vrut să plec, m-am dus afară și am început să-i spun lui Dumnezeu în mintea mea: Doamne, dacă Tu vrei eu să fiu aici, trimite cineva să-mi vorbească. Și vine un frate din biserică și îmi spune: Dumnezeu m-a trimis să vorbesc cu tine. Eu spun: nu, eu nu te cred. Și iar în minte am zis: Doamne, dacă e de la tine, mai trimite pe mai unul. Și iar trimite Dumnezeu pe mai unul. Și la fel zice: Gabi, Dumnezeu m-a trimis aici să vorbesc cu tine. Hai să vorbim atunci.
Și ei au început să-mi vorbească cu mine, au început să-mi spună că asta e un război spiritual care se întâmplă, că diavolul încearcă să mă scoată afară și Dumnezeu vrea să-mi dea o șansă, Dumnezeu vrea să mă ridică, Dumnezeu vrea să-mi dea eliberare, Dumnezeu vrea să-mi dea vindecare, Dumnezeu vrea să mă întărească, dar se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să primesc Duhul lui Sfânt. Și frații ăștia au zis, hai să ne rugăm. Și în momentele astea mai au venit mai mulți frați și eu tot mă certam cu ei, dar am zis, hai să ne rugăm. Ne-am dus în hol acolo și am început să ne rugăm și am venit foarte simplu la momentul ăsta în fața lui Dumnezeu. I-am explicat lui Dumnezeu starea în care sunt. I-am început să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, vezi cum am ajuns eu până aici cu aproapele forțele mele, am făcut tot ce am putut, Doamne Iisuse, și până aici am ajuns unde nici nu mai vreau să stau în locul acesta, unde nici nu mai vreau să mă rog, unde nici nu mai vreau nimica de a făcut cu Tine, Doamne, unde vreau să plec, Doamne, vreau să mă duc înapoi în păcat, în lume, vreau să fac lucrurile astea. Și Dumnezeu a început să mă atingă foarte mult în rugăciunea asta și frații oprește rugăciunea și zice, vrei să primești eliberare, vrei să primești Duhul lui Sfânt? Și zic, da, vreau să primesc. Zice, hai să mergem în camera asta. Și ne-am dus în camera aceea și am început să ne rugăm. Am început numai să cer la Dumnezeu să mă întărească. Am început să-i spun lui Dumnezeu că eu nu sunt vrednic de nimica, dar îmi trebuie Duhul Sfânt să pot să trăiesc, îmi trebuie Duhul Sfânt să pot să nu mai păcătuiesc, îmi trebuie Duhul Sfânt să pot să biruiesc gândurile astea rele și ideile și planurile care le am. Și în momentul ăla Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. M-a dat darul de vorbit în limbi. Am fost așa înflăcărat, așa bucuros, dar nu numai că a fost o bucurie, dar am simțit eliberare. Am simțit eliberare de la droguri, am simțit că nici nu mai am dorința să merg în lume, că nici nu mai am dorința să păcătuiesc, dar așa am simțit că Dumnezeu a venit și a intrat în mine și acum El e acolo și este ceva sfânt în mine și vreau să mai citesc și să termin mărturisirea după ce citesc aici în Luca capitolul 15 de la versetul 22. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți în el în degeți și încălțăminte în picioare, aduceți vitelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiul al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Vezi ce s-a întâmplat cu mine după aia, după aceea, după rugăciunea aceasta, după ce am primit Duhul lui Sfânt în mine, după ce am primit darul de vorbit în limbi, după ce am primit eliberarea asta, după ce mintea mea a fost curată, după ce tot păcatul acesta a fost scos afară, după ce Dumnezeu m-a dat o viață nouă, o inimă curată, un duc nou, eu m-am predat viața mea în mâinile lui Dumnezeu. Am ales să stau în centrul acesta și când am terminat programul de 6 luni și când am terminat programul, am stat acolo în slujbă. Am stat acolo ca leader, ca counselor și viața mea acum e acolo, în America, trăiesc la un centru de reabilitație, sunt acolo în slujbă, trăiesc acolo 24 de ore pe zi, 7 zile la săptămână și asta e chemarea mea, e să fac ceva pentru Dumnezeu. Dumnezeu m-a scos acum și m-a trimis în misiune în Austria, unde avem și aici gând să deschidem un centru de reabilitație. Dumnezeu ne-a trimis pe întreaga misiunea noastră deja în 15 țări și ne duce în și mai multe țări. Deja avem în plan 8 țări noi să fie deschise în anul ăsta și în fiecare țară unde merge, Dumnezeu trimite băieți și femei care trăia în păcat, care era sub droguri, care era oameni foarte răi, care Dumnezeu i-a dat eliberare, care Dumnezeu i-a schimbat viața lor, care Dumnezeu i-a umplut cu Duhul Sfânt și acum îi trimite în lume să fie misionari, îi trimite în lume unde ei poate să propovăduiască Evanghelia, unde ei poate să fie un exemplu. Și eu nu am spus mărturisirea asta pentru mine, dar am spus mărturisirea asta pentru gloria lui Dumnezeu, ca cine o ascultă să fie în
întărit, să, să audă oamenii că Dumnezeul nostru este viu astăzi, că Dumnezeul nostru astăzi lucră, că Dumnezeul nostru chiar astăzi face semnul și minuni. Dumnezeul nostru dă liberare și liberarea asta vine prin Duhul lui Sfânt, vine prin sângele lui Iisus Hristos care a murit pe Golgota. Dacă lăsăm să ne curăță, dacă ne lăsăm să ne spală, dacă recunoaștem că Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu și a murit pe cruce pentru fiecare din noi să poartă păcatele noastre, să poartă povara noastră. Dacă înțelegem și recunoaștem lucrul acesta, Dumnezeu ne dă iertare. Dumnezeu vrea ca noi să fim fii Săi cum a fost și Fiul Risipitor. Dumnezeu vrea să ne îmbracă iară cu o haine nouă, iară vrea să ne dea haine nouă, vrea să ne folosească, vrea să ne trimită cineva. Că eu mă aduc aminte în închisoare, când eram în închisoare, era mulți oameni acolo, băieți tineri care avea planuri lor. Fiecare persoană acolo spunea, când ies afară de aici nu mai fac droguri niciodată, nu mai fac nicio crimă, nu mai fac niciun păcat, o să fiu sfânt, o să trăiesc o viață bună, o să am un loc de muncă. Și fiecare din noi, în fiecare dată când ieșeam afară de acolo, fiecare persoană ridica telefonul acolo, suna pe cineva să vină după ei și spunea, îmi trebuie bani, îmi trebuie droguri, îmi trebuie lucruri din astea. Că asta e o minciună lui diavolului, să trăiești numai o viață normală, să trăiești o viață fără toate lucrurile astea, să fii numai normal și să nu mai faci nimic. Dar Dumnezeu vrea ca fiecare persoană, după ce ei vine la El, după ce ei face decizia asta, vrea ca fiecare persoană să predea viața lor în mâinile lor, în mâinile Lui, ca El să descoperă voia Lui pentru viața lor. La fiecare persoană e alt plan de la Dumnezeu. Nu toți o să fie trimis undeva să fie păstor, nu toți o să fie trimis undeva să fie misionar, dar Dumnezeu pe fiecare din noi ne cheamă să fim o lumină, ne cheamă pe fiecare din noi să fim un exemplu, să fim o mărturisie vie. Să nu fim numai o poveste că ai auzit despre cineva și a fost și el odată cumva și după aceea s-a schimbat. Dar Dumnezeu vrea să transformă viața și omul să meargă, să fie exemplu pentru lumea asta. Să fie o mărturisie vie care crește, care în fiecare loc unde merge, oamenii simte prezența lui Dumnezeu. Să vă las cu gândul acesta, să căutați pe Dumnezeu, să deschideți inimile voastre spre El și să-L cereți înăuntru, nu cu o rugăciune cu cuvinte mare, cu o rugăciune așa frumoasă, dar cu o rugăciune simplu, o rugăciune unde îi explicăm la Dumnezeu starea noastră, unde explicăm la Dumnezeu poftele noastre, gândurile noastre, dorințele noastre, unde recunoaștem că suntem păcătoși, unde recunoaștem că fără El nu putem să facem nimica. Și dacă venim în fața lui Dumnezeu cu lucrările astea, cu rugăciunea asta, Dumnezeu e drept, Dumnezeu e bun, Dumnezeu este atotputernic și Dumnezeu ascultă și Dumnezeu revarsă iertare, Dumnezeu revarsă pocăință, Dumnezeu face și ne dă eliberare de orice păcat, orice lucru rău și ne dă Duhul lui Sfânt să trăiască nou și după aia noi devenim să fim copiii Lui și o să ajungem într-o zi în cer cu El. Dumnezeu să binecuvintează pe voi pe toți. Amin.